Domnul Bădescu, din partea da, e un amendament cu deficit de seriozitate, cum e și tot bugetul. Și se eludează aici taxa numită inflație. Această taxă ascunsă. Deci chiar dacă, prin absurd, tu te-ai ține de vorbă și n-ai mărit nicio taxă, ca să acoperi deficitul bugetar care e de peste 31% față de veniturile bugetare, deficitul bugetar se calculează la veniturile bugetare, nu la PIB, 31%, deficitul ăsta, ca să-l acoperi, nu faci decât ori tipărești monedă, ori te împrumuți. Asta înseamnă inflație, inflație monetară. Inflația monetară a fost principala taxă care a fost aplicată românilor în ultimii ani și asta va fi aplicată și în continuare. Și, din păcate, nimeni nu vorbește despre ea. Asta e o taxă ascunsă, dar e foarte reală și românii o simt în buzunar.